ședința ordinară din luna mai 2023. O să dau citire de ordine de zi. Sau nu, cine este pentru ordinea de zi? Dau citire. Avem rapoarte de avizare la toate proiectele de hotărâre, însoțite de referate ale inițiatorului și rapoartele compartimentelor de specialitate a aparatului specialitatea primarului. În urmare, ordinea de zi poate fi supusă votării. Înainte de a spune, am o obligație legală eu, ca și secretar. Doamna consilier Băicea Măsorina știe această situație. Una din hotărârile de la ședința trecută, și anume 32, din 27-4, privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice, nu mai citesc tot, nu a fost contrasemnată de către mine. Motivul este posibil conflict de interese, nu alt motiv. Este obligația mea să vă anunț în următoarea ședință după adoptarea hotărârii că nu am contrasemnat hotărârea de Consiliu. Da? Această necontrasemnare este justificată pe articolul 445 din codul administrativ, dacă doriți să le dau citire, dacă nu doar vă informez articolele, 70-71 din legea 161/2003 și 79, la fel de 161/2003. Mulțumesc frumos! Dacă e cineva cu proiectul de zi, cu da, și dacă cineva care consideră posibil conflict de interese, vă rog să anunțăm la fiecare ședință, la începutul ședinței, ca să consemnăm. Noi am anunțat concesiuni. Pentru concesiuni, da? Pentru cele două concesiuni, cei care au... Nu, dar sunt condițiile de vânzare la următoarele articole. Nu e problemă. Să scade cuvântul și îndeplinește. Chiar nu are o problemă. Da. Sancțiunea pentru dumneavoastră nu este foarte mare. O eventuală nevoie de indemnizație. Așa e mare. Da. Tot problemul mai ulterior, mai grav. Bun. Să dăm citire ordine de zi. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre numărul 33 privind aprobarea vânzării unui teren concesionat aparținând domeniului privat al Comunei Mugura, județul Bacău, de care sunt verificate construcții două loturi. Inițiator primar Costra și Iordache. Proiectul numărul 2, de fapt proiectul hotărâre numărul 34, privind aprobarea contribuției la finanțarea costurilor anuale de întreținere a persoanelor cu handicap în anul 2023. Proiectul de hotărâre numărul 35, privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Mogura, județul Bacău, pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău, de 29/5/2023/30/5/2023. Proiectul de hotărâre numărul 36, privind aprobarea participării Comunei Mogura, județul Bacău, la parteneriatul liber cu denumirea GALF Live Leviticii. Proiectul de hotărâre numărul 37, privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2023 la patrimoniul Asociației GALF Live Leviticii. Proiectul de hotărâre numărul 38, privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune numărul 25 din 17/5/2001. Proiect de hotărâre numărul 39, privind avizarea în tocmire pus pentru construirea locuință unifamilială, anexă, împrejmuire teren și branșare, racordare la utilități. În sat Măgura, strada Panselilor numărul 11, Comuna Măgura, județul Bacău. Beneficiari Mihailă Vasile și Mihailă Daniela. Iar ultimul proiect este proiectul numărul 40, pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local al Comunei Măgura numărul 22, din 7/4/2023, privind aprobarea bugetului local al Comunei Măgura pentru anul 2023. Inițiator primar Costra Șordat. Cine este pentru ordinea de zi? O să supunem la vot, nu? Și procesul verbal al ședinței din 27 aprilie 2023. Obiecțiuni? Discuții? Bun. Cine este pentru? Nu știu. Ba, corect. Vice-sau
O să începem proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren concesionat aparținând domeniului privat al Comunei Mângura, județul Bacău, pe care sunt identificate două identificate construcții, două locuri. Are discuții? Domnul Vicer. Domnul Vicer, așa e domnul. Da. Sunt de acord, numai că întreb așa juridic. De exemplu, la articolul 2, în care sunt condițiile de plată, în care un cetățean optează să plătească în rate și când la, pentru de plată a 6 rate lunare consecutive, primarul Măgura poate solicita rezilierea contractului din direct. Poții care nu plătește. Da, da, poate. Poate deci aici solicita, dar nu se rezilează primarul. Am înțeles, dar eu zic juridic. Nu trebuie să fie clar ori, deci pers sau ori nu pers? Păi dacă te-ai găsit într-o situație genul ăsta, ai putea să-ți plătești, dar nu plătești clar, se rezilează, nu? Nu, poate înseamnă și dacă vreți, poate să fie ala după. Poate lăla, nu, de ce se interpretăm așa? Om poate veni cu niște justificări și atunci să vine Consiliul Local, apoi noi în cazul care e legislativ totdeauna. Și să justificăm și să-i facem anumite facilități, dacă are o dificultate. În situația în care este direa credință, este una, când are o dificultate, este altceva, dar toate sunt ori la legislativ. Ar trebui să fie clar, adică omul ca să știi, băi, deci dacă nu plătesc, știți că s-a făcut loc de... Să atunci facem notificări, nu e clar. Deocamdată nimeni mă... Cei doi, cei de aici, doi, e pe care așteaptă. Care pot, se pot demonstra. Am zis, pot poate rămâne pot un loc de muncă, se îmbolnăvește și nu se mai poate ține planul. Că ele pot fi trecute în contract, adică în situații în care există o forță majoră. Dar în contractul de vânzare, eu cred că să fie convins că există o clauză cu privință la forța majoră. Adică 99% din contract au acest ceva. Atât. Mai sunt și alte întrebări? Atunci vom supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Scuze. Costel. Ceamănaș. Da. Șoțin. Da. Deci, persoanele care locuiesc în jur, așa, ar putea fi într-un posibil conflict de interese, mai bine să. Și de ce locuiesc în zona respectivă? Dar nu ești. Dar n-am putea ce spune. Timp doar vecini. Proiectul de hotărâre numărul 34 privind aprobarea contribuției la finanțarea costurilor anuale de întreținere a persoanelor cu handicap în anul 2023. Întrebări? Dar mai avem doar 3% cred că ați văzut. Da. 35% din persoana față de anul trecut, când am avut 5 copii. Anul acesta avem doar 3 adulți. Copilul a făcut 18 ani și nu a mai dorit să urmeze școala pe cap și beneficiare a decedat. Deci am rămas doar de 3 beneficiare a decedat. Unul Comănești și 2 mai Lucrești. La Lucrești, nu? Da. Cine este pentru? De data asta trebuie să mai ajutate. Deci, mă rog, următorul proiect. Proiectul de hotărâre numărul 35. Prin stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAD Comuna Mângura, județul Bacău, pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor, ATC Compania Regională de Apă Bacău, din 29-a 5-a sau 30-a 5-a 2023. Întrebări? E proiectul standard de implementare pentru ședințe de cap, așa cum zicați, și pentru celelalte instituții cu care avem relații de colaborare în sensul ăsta. Nu, sincer, după primar v-aș avea să o întrebare cu privire la CRAP. Ultima dată sau pe penultima dată, da. Tot am mai avut acest proiect de hotărâre. Știți cumva CRAP-ul când îl hotărăște să mai ia apa de la noi? Sau dacă mai dorește? CRAP-ul dorește ca la toate celelalte localități să ia. Nu știu că se hotărăște să ia la bună efectiv, nu o pot da o dată exactă. Trebuie să fim în discuția asta, cred că, din 2 ani zile. S-au foarte interesat, dar nu au devenit mai puțin interesat și cred că doar nici la ora asta n-a reușit să încheiem situația cu dumneavoastră. Foarte mă trebuie de licitație, până pe data de 10
Iunie șapte. Suntem în licitație. Pe 7 iunie, da? Pentru că înțeleg că există o solicitare de prelungire a perioadei de depunere a documentației după acolo. Are probabil, nu știu. Nu sunt date care nici nu am cerut și nici nu sunt interesat să cer, dar seama sunt, adică nu sunt din altul publică deocamdată. Și de care încă suntem în licitație. Eu sper tare să se întâmple să avem un constructor, până pe data de 10-a, 4-a oară, cred, scos la licitație. Da, sperați să mă ultima, ce să vă zic. Da. Până la momentul ăsta, înainte de ședință, cu jumătate de oră, nicio declarație de participare. Și suntem deja aproape pe finalul lui mei. Să sperăm cum să vin, nu știu. Vă vine, vă rog. Deci când s-a făcut predarea apei către Grabiu, cred că am fost printre puțini care au votat împotriva predarea apei către Grabiu, prin încredințare directă, pentru că și-am dorit, zic, dacă totuși să se dea apă către Grabiu, să se facă o licitație, să vină mai mulți, nu știu dacă vineau sau nu, și așa nu m-a fi. Nu uitați să vă faci subiect. Nu faci o discuție. Dar vă spun eu, vă rog să dați-mi voie să teme, legat de Grabiu, faci, vă spun eu, de ce faci? Așteptați? Suntem într-o situație în care așteptăm să apară un constructor la Grabiu. Asta e okay. De mult discutată. Dați-mi voie să teme. V-a spus în părere de sau pe. Da. O trecut nu știu câți ani de când am votat predarea apei către Grabiu și până la ora actuală Grabiu nu a preluat. Propun că în situația să-i dăm în judecată să puterească. Nu ia sau nu ia? Că dacă nu ia, Grabiu să căutăm altă soluție, pentru că oamenii nu pot sta fără apă. Domnul Vicer, dumneavoastră, este finalizată? Da, e făcută, da. Dumneavoastră, ridicați o problemă care, din punct de vedere, nu are cum să stea picioare. Noi am luat o hotărâre, am luat o decizie. Suntem undeva pe o cale, adică am plecat o protecție și nu putem opri acum, doar din considerentul că dumneavoastră v-ați gândit acum 4 ani de zile să fiți împotrivă. E totul dumneavoastră. Finanțarea de 5 milioane de euro. E totul dumneavoastră. Finanțarea este condiționată să fim acționari la cap. Și acționari la cap. Am înțeles. Dacă n-ați fi fost la Grabiu, au fost până acum, sunt foarte multe comuni care au accesat bani și au fost bani pentru apă și canal, pe Angherțarine și pe alte proiecte. Noi suntem legați de mâini în picioare. Nici nu ne lasă să facem investiții, nici nu ne prea. Haideți să nu dăm un politic. Deci sunt foarte multe investiții care putem să le facem, pe care noi... Deci eu, la fel ca dumneavoastră și ca toată lumea, ca toți cetățenii comune, dorim investițiile astea. Până la urmă de asta am plecat în direcția asta. Accesăm fondurile vostre. Nimeni din noi, nici pe dumneavoastră, nici pe noi, nu ne oprește nimeni să mergem la audiență la Grabiu, să discutăm problema asta. Dar acum e tardiv să spunem că acum 4 ani am fost împotriv. Nu. Na, nu. Ideea este că... Nu trebuie să înțelegem că cei 5 milioane și ceva de euro sunt condiționați. Mai mulți bani de 5 milioane de euro sunt condiționați să fim membri Grabiu. Și adică lucrurile sunt simpli. Corect. Dar din cauza lor, de ei ne țin așa în așa. Nici nu ne iau. Nu. Bun. Pentru că... Eu voi spune la vot, dacă vreți, vă promit că discutăm la ce. E vorba de 7 la ora, da? Dar e vorba de 7 milioane și 6 milioane. Vă promit că discutăm la diverse. Dar eu sincer, ca am primar și cătuși dumneavoastră, să notez. Ca și Consiliul Local, vii doriți în comună. Adică vă înțelegeți asta. Dorim, da. Adică nu e de corect. Noi dacă am avea bani, ăștia probabil la faci. Dar nici nu sperăm la așa o sumă și avem de... Să avem din fonduri locale astfel de resurse financiare ca să susținem astfel de investiții. Nu o dăm după cireș. Nu mă pot ține. Nici nu mă pot ține, doamne, este ceva. Nici n-ai voie să faci amintit. Pentru că e vorba de apă. Adică nici nu mai ia. Nici nu mă las să fac curaj. Adică trebuie să înțelegeți că e vorba de implicații juridice. Dacă ai o finanțare aprobată din orice fond european, nu mai e dreptul altă finanțare. Despre asta vorbim, pe grupul finanțare și nu din cadrul juridic. Da, corect. Și atunci nu avem ce discuta mai mult de atât. Eu sper tare ca până pe data de 7, pe 7, doamnă,
până de data de 7 să avem un consultor. Ar fi ideal, ar fi minunat. Mai ales cât timpul fizic necesar să depună. Și eu sper că nu se depună. Poate va fi o soluție favorabilă pentru noi. Da, de mersi. Cine este pentru? Bună, adică. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Mămura la parteneriatul lider cu denumirea Gazdaiului de Bisiții, inițiator primar Păstrășor Dacu. Da. Sunt o întrebare? Da. Citam un proiect, de fapt s-a fi vorba de o strategie? Da. O nouă strategie. Strategia... Nu era clar din ce zon. Ce strategia avea unui care s-a făcut la patroan pentru o cărașare? Eu mă aveam de constant susținător al acțiunilor prin GAU, care au fost la anterioare. Nu a avut problemă. Nu. Da? Da. E un lucru bun, dar bănuiesc să se ține cont și de părerea Comunei Mămura, când e mai strategie. Ne-a spus cea GAU într-un adică. Da. Până, doamna. Păi, noi știu că am concesionat o bucăție de teren pentru GAU, am trecut, poate? Pentru GAU, pentru... Pentru ce mai mult, așa, pentru o piață. Da, nu s-a întâmplat nimic. Pentru o micropiață, într-adevăr, nu s-a întâmplat nimic. Am să solicit, înscris, la sectarul ăsta, înscris doamnei Stoica, președinta GAU-ului, să-i prezintă o situație clară vis-a-vis de investiția asta, despre care am tot vorbit de adevărat. Și planul ne-ar vrea să o... să rezolvăm un nivel pozitiv undeva la Ardeleanu, pe zona... pe Valea Mădurii. Chiar e zonă pitorească și cred că acolo s-a întâmplat. Acolo plecați concesionat. La fereți acolo, nu? Da. Cred că era vorba de 5 căsuții din astea. 5 căsuții, da. 5 moduri pentru prezentarea produselor tradiționale. Vă rog. Ținem de gal. Da. Eu lucrând cu serviciul mai multe galuri, am văzut că toate galurile în perioada asta își rescriu strategia. Strategia de finanțare. Acum eu am văzut ce axe de finanțare au fost mai căutate în anii trecuți. Și în următoarea strategiei, da, și în următoarea strategiei vor merge pe finanțări pe ce este nevoie cel mai tare. Acum, în noua strategie, urmează ca toate gradurile din județul Bacău, chiar și din țară, să o fac, o trimit la București, le-o aprobă și vor avea o sesiune de finanțare 2023-2027, dar de fapt primii bani în 2024 îi vom vedea. Și vor fi tot la fel ca pentru primării, și societăți comerciale de pe raza Oateului. Primăriile sau comunile sunt... următoarea alocare va fi de 32 de euro. Și aceste strategii. În mod normal? Da. În mod normal. În mod normal. Ei trebuie să se prezinte, să vină pe teritoriul comunelor, să facă o analiză corectă. Deci eu, din punctul ăsta de vedere, chiar aș solicita doamnei secretar să noteze procesul verbal. Și să solicităm doamnei Stoica să vină, să ne informeze, pentru că au mai fost niște probleme de comunicare între noi și ei în trecut și ar fi bine să nu se mai întâmple. Nu venim, nu da. Acum, având în vedere că se scrie strategia, să vină pe raza comunei să vadă profilul și natura comunei noastre. Dacă aveți o spație de genul ăsta de semnal, nu trebuie să... strategia pe următorii 4 ani. Că poate strategia e în comunii... Eu chiar... o rachetă aici, în mijlocul comunii. Chiar vă rugăm să invităm la următoarea ședință. Și eu o chestie. Să ne dorim noi transport ecologic. Ajungem la următorul proiect unde se discută taxa. Hai să... eu zic și eu. Sunteți de acord să invităm la următoarea ședință? Domnul primar, e în regulă dacă mi-e la următoare și când îți doamnă Stoica? Oare ce fel de probleme? Bun, așa să ne explice da. Ce și cum. Nu. Hai să-l luăm, nu? Domnul vice, nu știu dacă și-a zis care e problema. Eu am o problemă, nu personală, nu știu. Pentru că noi am fost cam păcălit de acest lucru. Cu tot respect. Ei, cred că urmăresc mai mult decât cotizații de la așa. La cât am cotizat, aproape mai avem un pic și adică și atitudinea celor de la GAU, așa, ne sfidează. Adică au fost invitați de atâta ori și nu au venit niciodată. Odată. O singură dată au fost. O singură dată. O venit odată. Dar și mă... doamna Stoica, și cred că am blămurit anumite lucruri atunci. Păi, nu prea. Nu prea. La următoarea ședință nu erau lămurit, că fa asta, poate. Adevărat că pe GAU nu se derumează sume extraordinar de mari.
tot așa, utilaje, construcții, cu o finanțare de la Consiliul Local, noi cam aici, cu nu sume mari. Avem 39.000 de euro acum, care îl salute pentru, cred că tot pentru utilaj. Mă gândesc la un utilaj de, de măturat stradă, ceva de genul, când tot chinuim cu grimura asta. Să nu știu ce considerați dumneavoastră, sau să dotăm utilaje pe care le avem cu anumite componente, cu anumite accesorii. Ceva de genul ăsta. O să zic, care s-au realocat. Da, care se vor să fie alocați pentru un local. Strategia de aici. Da, e adevărat că nu sunt răzume, e extraordinar de mari, aveți dreptate și puteți spune oameni. Este care se face niște avantaje al comunii. O să face parte dintr-un alt foarte puțin comun. Da. Sunt, există doar un componentul de care are ceva ușor de comun. Da. Și atunci, e altfel când împarți cheltuielile legale la 21 de comuni și ai zis că nu împarți la 6 comuni. Și asta era criteriul minim. Dar să știți că trebuie să ai singurul care are atâția membri. Mai este, mai este. Dar după ce spui cu Bersuț, cu Tama și cu tot șapte. Aia din șapte am și când gătești, cred că 25% din cât pe tine. Nu, să știți că am vorbit cu domnul Soroiu și ei plătesc la cașa undeva 25%. Bun. Haideți să supunem la vot ce este pentru proiectul de hotărâre. Abține? Eu mă abțin și vă rog să consemnați. Domnul vicepreședinte, că ar vrea să o sensibilizez în modul ăsta pe doamna Stoica, să ne acordă atenție mai profund, eu știu să mi-trateze ca niște parteneri serioși. Și din ăsta e motiv că mă abțin la proiect. Eu sunt în sentimentul domnului Benițiu. Dar nu, am votat pentru, am votat pentru. Deci, de acolo, pentru că, în momentul, știți de ce? Pentru că e posibil să ne, e posibil să ne trezim cu niște axe de finanțare care nu au nicio legătură cu anul nostru comun. Cu nevoile comune. Da, cu nevoile comune. Bun. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2023 la patrimoniul Asociației Gazdă de Investiții. Doamna, eu întreb, pur și simplu, de câți ani plătim noi cotizații la... De la ființa. Ce înseamnă? 2005 sau când? Bine, 2012, mai puțin, cred că în 2016 a început să plătim. 2016. O perioadă nouă, nu a fost funcțională. 2021. Deci am luat 7 ani. 7 ani, 5.000 de euro medie. Așa? I-am luat de euro. 35.000 de euro, o să vă discut. Păi, investiția. Să investim și care e din GAL, Plaiul de Investiții? Care e comună din cele șapte a investiția cea mai importantă? Știți? Să știți toți au investiții care am studiat un pic și colaborări de GAL Plaiul de Investiții cu Mara Muneș, cu zonele care au fost... Deci tot cam de genul, tot cam de genul place de unul aici. Pe public, utilaje, mai puțin construcții, pe privat, am văzut mai mult zona Mara Muneș ceva investiții mai serioase de un lucru. Doamna, dar la ce am se referă la restul de celor 6 comuni, restul de 6 comuni. Dar cu acestat alt de proiecte, sau proiecte astea? Nu, pe egal. Pe public? Pe public. O fără aceeași comuni. E aceeași sumă. Nu, pe privat au fost alte linii. Finanțare, nu discutăm. Nu, unde a fost domnul Talampa din Zilog și s-a dat, nu știu, mai mulți bani decât... E foarte mult pe privat, o să știți. Privat. E pe privat. Da. Da. Și noi avem mai mult bani. Cu domnul Talam a rămas surprins când constat că pe Valea Trotușului de acolo foarte, foarte mulți investitori în agricultură. Foarte mulți. Bravo. De fapt, au investit în o grămadă de persoane interesate să investească în construcția, în agricultură. Te hotărești, mediul privat și reprezentanții ai societății civile, 0 lei. Dar să știți că asta ține, domnul Talama, asta ține și de interesul, de interesul... Numai 0 lei ca și cotizații, te referi. Da, ce te referi. Da, trebuie să înțelegeți, trebuie să fie interesul din partea aia. La niciun alt cal, la niciun alt cal, mediul privat nu cotizează. Nu cotizează. Pentru că e mai mult onorific, nu e... Adică, probabil, interesat ar fi să cotizezi cel care beneficiază cumva de un proiect sau de un proiect. Așa, eu știu, să fii membru GAL și să te apuci să dai undeva...
similar ca și noi, sau măcar un sfert din pentru că nu gândesc. Ia zi, ei nu, de asta nu se axează pe mediul privat. Și cu aia se merge la OAT-ul, de acolo vin cotizații, știți? Iar în alte părți, chiar dacă era zero lei cotizații la dat... Eu sunt vorbind de dumneavoastră, dacă ați discuta problema asta pe privat, nu v-ați întrebat despre o cotizație consistentă. Dar nu plătesc. Dar în altă parte, aia s-au dus chiar dacă privații plăteau cotizații zero lei, adică nu plăteau din loc, s-au mobilizat și au adus fonduri pentru privații, cum a spus domnul Talan. Aici, pentru că... Dar domnul Talan, eu nici la noi, și chiar am mobilizat, dacă țin un minte bine, am mobilizat pe agricultori din zonă, pe domnul ce am ajuns. Că nu au fost interesat, pentru că dumneavoastră nu au marfă pe cât ar trebui să distribuie. Vorbim din caș, vorbim de lapte, vorbim de astea. Adică, e aproape de oraș, desfacerea este foarte mare. Era vorba de un proiect care era o subiecte cooperativ. Eu sunt de părere. Uite, mai avem un an și ceva de mandat în Consiliul Local. Și cu siguranță noua strategie va fi făcut. Ține de noi ca și consilier local. Să informăm pe oameni. Domnule, uite, să dau bani pentru, nu știu, spălătoria auto, să dau bani pentru crescători de animale, pentru agricultură. Vom vedea care sunt acțiunile de finanțare și ține de noi să informăm pe oamenii din comună și să-i direcționăm cu stânga dreapta, dacă se poate. Avem un an și ceva la dispoziție să facem lucrul ăsta. Și pe ce facem? Și cu asta basta. Una și vă... Da, și în cazul în care, eu vă promit eu, în cazul în care doamna Mitoica nu vine și nu își interesează, și dacă nu faci o strategie, crede-mă, anul viitor nu mai vrea să te și nu registrează. Nu e... Da. Mai sunt alte întrebări cu privire la proiectul de hotărâre? Bun. Cine este pentru? Abține? La fel și la mine. Nu, 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 Public.
Nu aș avea nimic împotrivă, pentru că și anterior am mai făcut lucrul ăsta. Dacă dumneavoastră își fac cheltuiala, fac proiectul de pus pe cheltuiala dumneavoastră, având în vedere că nu este o diferență mare între ceea ce sunește mansardă și pe plus 1, fără mansardă, de aș vedea considerăm pe plus 1, da? Așa e doreața dumneavoastră. Având în vedere, mă refer, că își fac proiectul pe banii dumneavoastră, bine, deci, până la urmă, pentru asta sunt puzurile, nu? Puzul este un proiect care se face separat de ceea ce am aprobat noi în 2009 prin punct. Da, așa e, și cu restricții în zona, asta e propus. Da, și zona cu restricții. Până, da, este zona cu restricții metaloacu și au făcut puzul pentru a scoate terenul de sub interdicție și vor să facă pe plus 1. Cred că prin dialogare mai dar și alte... Cu condiția să nu s-a atașezi la pe plus 1, s-a atașezi și masa. Nu, dar nu cred că mă rezultă ăsta. Probabil că este și o limită. Regimul de înălțime va fi 10 metri. Nu, 9 metri regimul. Regimul de înălțime. Da, 10 metri. Planul în vă rog. 11 avem un maxim. Deci acum, nu face parte. Adică nu depășește. Știu, dar eu... Nu depășește. Nu face parte. Vă aștept că să-l convinsi președintele ședinței. Nu, dar nu face parte la diverse. Eu am profitat acum din... A preîntâmpinat acest lucru. Da. Deci acest... Nu ajungeam la acest proiect de hotărâre. De pentru care vă trebuie să fim de acord cu fie consul. Dar acum pot să-și facă fie consul. Suntem un student. Bun. Nici la domnul primar nu mai răspuns la întrebare. Vă rog. Dar nu-i problemă. Nu, mai răspunsă. Nu poate să fac diverse situații de pub. Cine este pentru proiectul de hotărâre? Da? Mă scuzați. Am în vedere modificarea proiectului de hotărâre. Comisiile de specialitate își dau avizul pentru proiectul modificat. Da. Noi comisia suntem majoritară. Da. Nu? Avem și da. Puteți să vedem la bun. Cine este pentru? Consens total. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local al Comunei Măgura, numărul 22 de 7 aprilie 2023, privind aprobarea bugetului local al Comunei Măgura pentru anul 2023. Ce avem o cositoare pentru... Deci, de asta pune ceva băruț la priet, hotel, la serviciul de gospodării comunale. Eu sunt o cositoare, tot nici noi terenul ăla de fotbal, apedez bala, nei, bala, nu mai știu ce... Trebuie. De stare, din sat, din comună, cu astfel de utilaje. Și nu mi se pare corect. Adică nu e nicio sumie fabricată, dar nu e scula noastră să mai avem. Toată ziua avem și tractorul. Avem tractorul și făcata de sus eu văzut. Pe care îl putem folosi și am pus acolo. Bani unii capitolul. Și să fim foarte atenți. Și la bugetul următor, acest capitol, să rămân să-l bugetăm într-un fel. Că, eu știu, mai luăm fulgi pentru bundul excavator. Nu avem fulgi. Din cărcat, din cărcat paleți. Care sunt foarte necesare, știți, și astfel de lucruri. Pentru tractor, diferite accesorii care pot fi atașate, că e foarte complex. Da. Și atunci e bine să avem capitolul ăsta prins prin lista de investiții pe care să bugetăm și nu mai gândim la ce mai avem nevoie în timp. Doamna Sorena, ridicat fix înaintea ta. Am mai ridicat o dată, dar nu trebuie. Mă scuzeam la Sorena. Dacă tot luați, și foarte important, și foarte bine luați pentru iarbă, luați pe rământ 3-4 mii de lei acolo, luați și un marcator de teren. Bun. Marcator. Necesare asta de ajustări pentru achiziționarea de accesorii.
acum să vedem cum facem să le luăm. Poate trebuie, în schimb, să ne limităm undeva cu 10% mai puțin față de cheltuielile care le-am avut anul acesta, așa cum vedem de încălzirea de guvern, ordonanță de guvern, care prevede. Da, ne obligă. Cumva, ca 10% de acel nu mai achiziționăm autoturismi sau alte mijloace de transport. Noi, decât cele care sunt prin prima sau prin astea cu proiectul ăla, ceva de genul ăsta. Dar nu cred că mai avem nevoie de altceva, avem destul de chiraje, sunt depunuse pe astea. Din statincile alea de asta, din mine. Da. Da. Deci nu știu cum arată cheie. Lasă, lasă. Îi mai adaptăm. Și mai adaptăm ceva la... Da, da, da. Am primat noi nici un problem, spune o poziție în spate. Facem din piese. Deci dacă n-avem nevoie din mașinat, spune-mi poziție în spate. Bun. Cine este pentru? După doamna Filica Radeal, am văzut că vecinul ei, o o lăsat pământ acolo, după doamna Filica. Da, da, o tuns iarba, foarte frumos se vede. Da. O să crească alta, dacă nu ia pământul de acolo. Corect. Să nu folosim cositoarea la tund iarba de șanță. Poate îi trimitem și noi Filica. O să-i mitim un pic cu aici, nu știu să vedem ce de făcut acolo. Oh, procesul de vreo, acum, eu m-aș uita un pic la proiectul ăsta de hotărâre și m-aș ruga ca împreună să luăm o decizie. Avem deputat copiii. Din toamnă la școala Tehan. Copii de atenție. Deputat copiii la școala Tehan. Avem 30.000 de lei pentru împrejmuiri, cred. Nu? Da. 30.000 pentru împrejmuiri și pavele. Am fost cu domnul Coșelanu din Măgura, știți cu, cu toții. Și am făcut o evaluare acolo. Ar trebui că am 800 de metri pătrați de pavele. Eu zic că ar trebui să ne apucăm acolo să facem ceva. Să amenajăm, pentru că dacă vine toamna și mutăm acolo, copiii ăștia trebuie să-și desfășoare activitatea în condiții bune. Și dacă tot suntem la capitolul ăsta, la bugetul, la rectificare de doamna, 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 vorbim de lista de investiții, să le modificăm. Despre asta vorbim. Da, completăm. Completăm lista de investiții. Dar în capitolul noi putem muta niște bani. Pentru că mă gândesc că ar trebui să luăm dintr-un capitol în altul și să ducem mânuți acolo, că e târziu. Noi nu o să avem tipul fizic să montăm pavel de acolo, să facem lucrurile necesare. 30.000 acum, nu? 30.000 acum, acolo. 30.000 și îți puțin? N-ajung nici poate. Nu există nici pentru papere, nu trebuie să fie. Dar dacă mai vorbim de lucrările pregătite și toate astea. Care trebuie și mobilier. La mobilier nu putem duce. Mobilier o să ducem de jos, la școală, de aici, nu cred că o să fie nevoie. La reabilitare aceasta mai. La s-a prevăzut și dotare din nou? Sau la reabilitare? Nu. Și n-am o PNDR-ul, deci PNDR-ul n-am primit și... Nu n-am primit nici la grădiniță totări exterioare. Adică amenajări exterioare, cotii, împrejurării, gard și toate astea. Domnul consilier, dar este pe PNRR dotare cu mobilier școlar. Dar este o avem și noi. Dar nu cred că e prepăzut. E doar mai mult pe informatică. Este nu avem spațiu. Da, puneți punerea PNRR. S-a dat o listă de echipamente de dotări. Prin care și parte de electronică și parte de mobilier. De acord, dar nu avem spații, noi nu putem să facem decât eventual un laborator de informatică. Atât. Răspunde că trebuie sală distinctă în care să nu intre elevii să faci laborator de fizică și de chimie. Acolo se lucrează de substanță, nu poți să-i bagi oricum. Și nu avem spații, nu știu cum a fost făcut acel proiect, dar noi trebuie spații distincte, clar, unde copiii nu intră decât în orele de fizică și chimie. La informatică, da. Hai să zicem că... Deci, suntem destul de vitregeți la spațiu. Da, nu am putea să facem un demers, să dăm o grădiniță veche undeva departe și să facem o școală nouă.
Din totdeauna în școala veche am avut câte laborator de chimie, de fizică și de toate astea. Domnul primar, avem nevoie de spații. Toți părinții cu copii în oraș vor creez... dimineața program. E seara până așa. Domnul Vasile, aș vrea să creez spațiul sincer, dacă mă întrebați pe mine, eu cred PNRR-ul ar fi trebuit, da, nu am negociator și nici dumneavoastră și nu mă întreba nimeni. Ar trebui să discute la mod foarte tranșant pe clădiri noi, domnul. Clădiri noi, face o școală mare într-o localitate, ca Măgura, unde avem 350 de copii. Unde avem 350 de copii, cred că merita făcut o școală mare, cu toate hipotările și dependențe. Dar, din păcate, discutăm de reparații, ca așa zice Comunitatea Europeană, domnule. Mai face și școala verde, o verzim dacă nu e în culoare potrivită, ceva de genul. Nu am nimic împotrivă, este foarte bine că se dau banii ăștia, este foarte bine că am primit finanțarea, dar, din păcate, așa stăm. Nu avem finanțări pe clădiri noi. Avem pe reparații, pe consolidare, seismic, pe... Și foarte bine, până atunci se face vremea cu da. Cei de la muzeu. Deci cam așa stă. Haideți să vedem proiectul în dotare și o să rămânim la diverse să-ți mai discutăm. Cine este pentru? Ce unanimitate. Și consens total. Bun, rămâi surprins. S-a încheiat proiectul. Nici tabără nu s-o... Cine sunt pe primul? Doamna Băiceanu, domnuliță, domnul Mașu, domnul Stavrău, domnul Fernandez de Fântul. Doamna Băiceanu. Da. Eu am mai multe întrebări, mai multe sensizări, așa, de probleme, nu știu la ceva. Prima, stația de autobuz din Crihan, cea din capăt, da. E jăcuită în ultimul cap. Spate, spate, pereți, rupt, are plexi, fără asociere la toți chiar. Da, sunt câteva persoane acolo care suferă de clorofobie. Nu pot sta într-o stație care are și pereți, așa cum se fie de policarbonat. Îi punem de tabă. Aia două parcă schimbă policarbonat acolo. Îi punem de tabă, dar nu este la fiță. Nu este la fiță. Am mai pus-o la policarbonat. O cameră de vedere. Foarte frumos de ocupat, cred că își pun ceva geamuri pe acasă. O cameră de vedere a plăcut frumos. Este sistemul de supraveghere video. Fiecare stație de autobuz da. Și cred că rezolvăm problema. Da. Corect, și nu se mai deteriorează, să am respectat. Avem un DPR-ul nou, cu care trebuie primar, din Crihan. Domnul primar, ce mai întâmplă cu grădinița din Crihan? Grădinița din Crihan, v-a spus sincer că nu avem o situație bună. Suntem într-o situație destul de grea, în rezilierii efectiv cu fost constructor. Poți să-i spui fost constructor, pentru că e fost constructor de ceva vreme. Adică nu mai ești atent de atâta vreme, din cauza prețurilor care au explodat, nu mai poate duce mai departe. Suntem în reziliere, am făcut deja notificări de reziliere, de înapoierea sumilor pe care le-a primit ca și avans de la primăria Măgura, care nu zic scuzumat, dar mă rog. Cam așa funcționează, avem pe domnul jurist care lucrează după aceea. După aia vrea să face o nouă licitație. După aia o să vedem, ne grăbim un pic, poate reușim. Deși ai expertiză. Expertiză la ceea da. Ce este. Nu e o situație pe care ne-am dorit, dar din păcate este confrunt o grămadă de localități cu situații genul ăsta. Datorită explozii prețurilor la materiale de construcții, acum, dacă mă întreba sincer, pe bună dreptate, nu știu partea să o fac. Nu știu. N-am idei cu partea să o fac, când toată lumea reclamă solicitare că cel mai mic preț ar fi din 100.000 de euro pe metru pătrat, din cealaltă pe care. Iar poate dar corect ar fi din partea lui. Fac o gârtiră, ne renunț la asta sau... Dar știți cum capra cât îi diluiască cu partea asta? Asta e partea a doua, da. Da. Dar până la... Următoarea întrebare, mai am. Următoarea întrebare. Ce se întâmplă cu rezervorul de apă din dealul mare? Rezervorul de apă din dealul mare... Și acolo avem probleme cu constructorii. Adică? Deci a rămas surprins constant că suma așa acolo ar fi insuficientă, din ce spun în alții. Am scos-o pisicap și nu s-o prezenta nimeni. Nu, nu, nimic. Da. Probabil că datorită numărului mare de lucrări care scoase acum pe piață, că sunt o grămadă de lucrări, încep să aleagă, nu mai sunt interesați de astfel de lucrări mici sau consideră că sunt prea prost finanțate. Deci eu zic că e destul de generos finanțat cu un bazin și cu ce reprezintă toate lucrările de construcție acolo pentru că lucrăm în continuare la probleme. Eu sper să deci, ce termen are licitarea?
Cum? Licitația, ce termen are? Dar e și vede licitație din urmă. Licitația, da? Da. Asta nu s-a prezentat nimeni la Casa Mare, adică unde s-a setat toată lumea să fie mobul după actualizare. 4 miliarde și ce nu sunt interesați. Mai mare și noi, mai cursăm și noi acolo, dar poți să... Dar lăsați nu totul, Vale, că e dublu la prețul achitat. E dar nu se prezintă nimeni la urmă. Nu e dublu, doar. Dar cine vă spun că mai chime cu... Da, mai chime cu... Aștept să vedem să... Nu credeți că am mai mult să alte întrebări. Dar dacă interesul oamenilor. Știu, doamnă, și interesul meu, vă dați seama ce presiune este. Și pe mine și pe noi toți. Nu s-a prezentat nimeni. Nu s-a prezentat nimeni. Nu s-a prezentat nimeni și cu cine a mai spus acolo. Dar de câte ori a fost? Puțin, e puțin bani. O dată. Puțin bani. O dată a spus o fizică. Dar întrebarea mea este, ea... Nu este și în pragul de achiziții direct, nu? Da, da, este în pragul de achiziții direct. Am mai spus așa diverse persoane. Da, e o construcție de până 900 de mii de lei. Și pragul e de 900 de lei. Poate fi atribuit de 300 de lei. Adică să găsim un constructor. Poate fi atribuit și pe direct. Dar nu să găs... Păi da, da, uite, un constructor care să-și asumi că facem banii aia. Poate n-am evaluat noi cum trebuie și poate discuta ce-ți bani, nu știu ce să zic, dar îți spune semn de întrebare, că vezi tu, deja suntem în vară și n-am rezolvat problema. Poate purtăm o discuție cu constructorul și urmă, că așa așa. Nu faci, așa ce ce de așa e. Mai am niște întrebări, vă rog frumos. Când facem foraj nou? Păi, dar eu pun întrebările, dar încep tot să discut. Să știți că... Când facem foraj nou? Să fac o regulă. Dumneavoastră, dacă puneți 7 întrebări, s-ar putea 2 să fie și al domnul Valeniță. Și atunci o să zic că dar nu mai intra nimeni nimic. Care-i problemă? Dar eu ce să vă zic? Nu poți emite un certificat dacă nu ai număr cadastral. Numărul cadastral îl ai până ce ai făcut alipirea. Dar proiectantul ca să gândească proiectul... Proiectul are voie să urmeze banii scurii. O taxă la urgență. La UCPI se întâmplă repede. Proiectantul ca să facă proiectul trebuie să aibă tot aveți de obținut. Trec la următoarea întrebare repede, ca să nu vă mai supărați pe mine. Dar nu m-a supărat la ce s-a mai întâmplat luna mai cu verificarea gunoiului Joia? A fost cineva? Asta dumneavoastră. Păi nu eu. Cine era? Cine era? Am verificat, eu n-am spus că nu a fost cu domnul. Nu a fost nimic, cine trebuia să ne ajute la asta? Deci eu am fost în luna mai. Următoarea. Am și erau niște, scosese niște membri aici, că erau niște domni care, nu știu, dacă o casă, dacă au scos crezit. Și aia am zis că ăla, l-aș... La intrare s-a preosedit? S-a cerut la intrare de o sediție? Nu, era mie nimeni. Și vecinul meu avea cartoane, vecinul nostru, cu vecinul. Colegii care s-au scris pe hârtie și nu merg, așa ce să mai... O să știți că... Mai am două probleme. Disemnă. Asta trebuie în domnul fiscal. Am aici la ora 6 se putea... Domnul vice, ce probleme, doamna? Deci am știut că să notați dumneavoastră. Un cablu căzut. În parcare la... Da. Acasă toate mașinile care trec acolo vor să intre în parcare. Ăștia nu mai pot să intre în parcare, cu utilajul. Unde sunt scoci de acolo mai sunt de... Și tot pe Valea Măgurii... Cu ăla trăiți. Cu ăla trăiți, mai sunt de trăiți. Am vorbit și cu domnul care mi-a zis acolo, am dus acolo. Și nu era cablu electric, era cablu de la, cred că la telefonie. Câte adrese s-au dat la Digi, la Orange, la astea, să-și ia normal de cablu care nu e folosit?
Hai, la om, se ne trebuie. Cu ce adresa asta? Nu poate să ne știți. Nici. Am vorbit cu aia de la un telefon. Zic că sunt în procesul. Sunt în proces de preluare la ore și atunci când... Asta a fost anul treia. Nu, anul trecut a fost aici. Am vorbit. Și mai am o problemă. Asfaltul stăiat în dreptul Bolodiu pentru o avare de apă și s-a uscat, acum nu mai plouă. Deci pare de tot. Acum a fost cu volul sau și ca să lase. Bine, ai zis timpul, aș vreo prima, să-l dau la nevoie. Mai avem cât într-o zonă, nu o zonă. Canalul ăla, pentru că este Lucian. La Lucian, la funcție. Tot. Mai avea și eu. Când poate de bani asfaltul? Cine mai e? Doamna Sorina, ați terminat? Am terminat, dar și așa am vorbit. Nu m-a ascultat nimeni, dar... Vreau să vă zic că nu trebuie să vă spălați. Îți fie primor. Nimic nu este. Un alt lucru s-a spus. Știm cu toții. Materia de construcții. Și când e vorba de probleme cu cetățenilor, n-ar trebui să uităm la chestia asta. Tu ești un vulgar, nu? Dar nu ai zis. Acum am văzut mare. Bine, ați fost o dată cu sindapă, la ce vă propun așa? Mai am o discuție astăzi cu cineva vis-a-vis de Consiliu. Nu știu. Sunt oameni care se mai interesează cumva. Am o ultimă discuție azi. Dacă luni săptămâna care vine, vă propun o ședință extraordinară de rectificarea bugetului. Vis-a-vis de, dacă va trebui să completați ceva aici, și rectificarea bugetului pentru școala Crihan, să punem paveli și preajunire, da? Pentru școala Crihan, să punem paveli. Suntem de investiții, din lista de investiții, vedem unii berberi și cum îi punem, că până... Temul să facem? Nu știu, de nou. Imediat. Dar eu nu înțeleg de ce pentru acest bazin trebuie să mai rectificăm. Eu nu înțeleg de ce trebuie să rectificăm. Se pare că suma la fel special. Eu nu știu, am fost la fel special. S-au pus de zicapă și au fost la fel. Eu de știu eu că toți constructorii s-au uitat de zicapă, au văzut. Asta e și o strategie. Am pus repede, l-am dat în lucrurile. Nu, ce ai spus? El trebuie să stea o perioadă. Ce mai? Ce mai dat și ăla? O expirată. O expirată. O expirată. Păi și nu doar o chile de zile. Ba da. Discutăm, să ne configurăm un pic planul de investiții pentru anul ăsta, că nu sunt trebuit au rezolvat nici sumii noi. Mai avem, într-adevăr, niște bănuți pe care îi primim din vânzările terenurilor din zona Prihana. Dar va trebui să ne focusăm pe anumite lucruri. Noi avem, într-adevăr, o listă de investiții foarte generoasă, dar nu știu dacă vom reuși, sunteți fiind realiști, să rezolvăm din tot ceea ce ne-am propus acolo. Și atunci trebuie să ne focusăm exact pe ce vine la rând, ca să vorbesc pe românești așa. Școala Prihan, pentru că va trebui să mutăm copiii din toamnă acolo. Nu știu dacă e vorbim un loc de joacă în Sohodol, acolo unde am tot promis că o să facem. Forajul pe care îl avem și să vedem dacă va trebui să, eu zic, va trebui să suplimentăm la bazin în conținutare cu avenimente. Dar eu sper că să vedem cineva. Să rezolvăm măsurile pe care am prognozat noi. Pentru că la momentul respectiv, până ne-am gândit, chiar până ne-au în regulă. Da, dar poate fizica, dar asta ați spus, că v-am lăsat mii de acum, dar asta ați spus că bazinul este 450 ceva de mii de lei, parcă ne-am dat. Nu, nici vorbim de așa ceva. Vorbim un euro, la un moment dat erau, acum, din ultimele discuții, îi trăiești 5.000 de euro doar bazinul. Nu, ceea, nu, ce dar cât spune? Era ultimul deviz care l-am aprobat? Într-undeva. 90.000 de euro, parcă așa mai spune. Ca și ceva, 400 și ceva de lei. 450.500. Bine, cam așa era. 450 ceva de mii, mi-am lăsat mii. Deci, pisica, păi trebuie să treceți ceva de cuvesti, ceva de cuvesti.
Am vorbit
dumneavoastră să-i ajutați pe societăți să înțeleagă cum funcționează. Să ne avem trei la... Cu Baciu am vorbit, cu domnul Ceaunaș am vorbit, cu Leu am vorbit, cu doamna... Păi da, domnul Ceaunaș abia acum să lucrul ăsta nu era un întrebat. Nu, am vorbit la telefon de două săptămâni cu dumneavoastră. Nu l-ați lămurit cum trebuie. Domnul Vlad mai avea un întrebare. Da. În ce stadiu e proiectul cadastru general, plăinte? La nivelul comun. Chiar nu știu să vă spun asta. Trebuie să vedem la termina partea de extravilan, trebuie să vedem pe extravilan. Au făcut măsurătorile cu dronele? Au făcut pe extravilan, urmează extravilanul. Nu știu. Și abia după aia să chemi cetățenii la... Noi, trebuie să facă o livrare la CPI, care a făcut o verifică cu CPI-ul. Îi dă ok-ul, după aceea se apropie okay, de aici terminam să finanțeze proiectul ăsta. Da. E pe finanțarea întrebare, de 2014-2021, deci... Nu? Da, da, 2014-2021. Deci până la 31 decembrie te ori reti. Da, ei... Da, să vă rog să vă rog să vă rog să credeți că se poate face și în mod la un proiect de discutere la impozit pentru cei cu fotovoltaic din resurse proprie? Am mai văzut solicitări. Să inițiem noi. Exact. Inițial aluziesc pentru ședința asta să facem o astfel de hotărâri pentru scutirea de taxe și impozite pentru locuința proprietarilor care și-au fost din resurse proprii financiare. Eu o să rău am să inițiez să schimbe la un cult, și nu puteam să inițiez. Nu, nu știu. Pare că sunt și era venit. De cei care se beneficia categoriei. Exact, tocmai. Dar pentru ședința următoare, mă gândesc. Am mai văzut și prin comentarii solicitări, prin măgura. Sincer, dacă vreți părerea mea, cred că statul ar trebui să fie mai... ar trebui să fie mult mai generos. Și pentru fiecare investitor din resurse proprii, trebuie să spun, domnule, acum ta investești cam la 10.000 de euro sau nu, așa. Da, 400 de euro. Și noi 2.000 de euro. Dăm 2.000 de euro, ia și finanțarea. Pentru că nu e, nu știu, dacă în ani, în câți ani se va putea recupera, dacă se dorește recuperarea din impozite și taxe. Ne punem mai mult noi. Nu, că se... Nici măcar. Nici măcar. Amortizez și din postul ăla. Bun. Da. Domnul președinte, domnul primar, doamna secretară, dragi colegi. Vă mulțumesc mai dat. Da, este nici la așa o mizurie. Deci, în țară, vă descura, mai avut un dovice, cum ar trebui să vorbea la fel. Despre mor și mai în fine. N-am fost elegant, că e în țară, dar asta este. Pentru că toate problemele care le-am discutat acum sunt importante, cel mai important lucru este apărul, că cu toții să ne concentrăm, să facem un program și să montăm vane. Adică să vorbim cu constructorul, să facem un program să montăm vane. Adică cu niște măsuri. Să interzicem udatul. Lăsați-mă și mai mult. Deci să interzicem udatul. Deci, până să rezolvăm problema cu forajul și cu să scumpim apă, adică să spunem, doamne, avem 10 metri, familia are 10 metri cub. Eu știu despre doamne, dar până la 10 metri cub rămâne prețul la fel, consumul așa, după 10 metri cub, consumul de 10 ori. Cu cine ajută pe noi? Dacă se poate, faci. Da? Haide să faci. Și după aia să ne grăbim cu forajul prima dată. Chiar dacă să ne grăbim, vă spun eu ce, degeaba montam, este important și rezervoratul. Degeaba montez, că n-ai cu ce să umple, pentru că nu este apă suficientă. Deci prima dată trebuie să avem sursă de apă și apoi să umplem. Adică să facem concomitent aceste lucruri. Vă rog să înțeleagă toată lumea. Apa extrasă acum, domn vice, nu m-am plic. Atât și parcă toți colegii din sala asta nu sunt de acord pe mine. Nu, nu, suntem. Suntem cu toți în același asentiment. Pentru că eu chiar sunt, eu, colega Alina, suntem direct interesați pentru că nu avem apă. Am înțeles. Și adică... Am înțeles, da. Care apa nu facem hotărâre, ce îi facem? Trebuie să te zici și muda. Nu poți, domnul primar, domnul vice. De ce să nu poți? Eu vorbesc și vorbesc cu locul domnului primar. Dar a spus o chestie care este greu de făcut. Cum să mergi la ANRSC
să soliciți că dacă unul consumă mai mult, să plătească mai mult. N-ai cum. Nu există. Eu vorbim astfel, doar vă uitați-vă cu documentele de licențiere a unui serviciu și credeți că vă puneți mâna în casă, care că. Dar nu, nu, nu. 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 Dar nu, n